Tânărul rom Andrei Bosgan este pe cale să-și îndeplinească visul, acela de a salva vieți omenești. Este student în anul 4 al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova. Însă nu un student obișnuit, ci unul pasionat de ce face și apreciat de profesori. Da? Salut, Andrei! Salut, doctor! Ce faci? Bine, uite, am venit la dumneavoastră. Avem de făcut o bronhoscopie? Da. Deci pentru toată lumea, domnul are o formațiune tumorală esogastrică la juncțiunea dintre stomac și esofag. Andrei, revine mai încoace. Vezi aici ca niște cuiburi de rândunică, se însemnă de bronșită cronică, aviz fumătorilor. Dacă vrei, poți să vii la operație, de acord? Îl știu pe Andrei de circa 2 ani de zile. Este un student foarte implicat în activitatea și în activitatea de zi de zi studențească, dar mai ales în lucrurile pe care le fac absolut voluntar, suplimentar, în afara cadrului normal. El este un tip foarte, foarte conștiincios, vine, insistă să facem diverse lucruri, vine cu idei proprii. Andrei Bosgan face parte și din Societatea Studențească de Chirurgie din România. Nu este doar membru al acestei societăți, ci însuși șeful Departamentului de Tehnici Chirurgicale. În această calitate a participat ca formator la numeroase workshop-uri și conferințe. În acești 4 ani, al patrulea an, eu cred că are peste 15 plecări în alte orașe. A plecat cu Societatea Studenților de Medicină, sau cu facultatea, cu scopul de a învăța ceva. Scopul de a învăța ceva. Suntem în sala de anatomie a Universității de Farmacie și Medicină și Farmacie Craiova. Acesta este un workshop organizat de Societatea Studențească de Chirurgie din România. Acest workshop se numește Basic Surgical Skills. Este workshop avansat pentru studenții la medicină. Dar această ediție este în special pentru studenții care studiază în engleză în cadrul facultății. Here we have the representation of each knot that we will do today. The square knot, the granny knot and the surgeon's knot. Am fost și eu trainer de nenumerate ori. Aceste workshop-uri pe care le organizăm noi sunt recunoscute în întreaga lume. Pe Andrei Bosgan îl cunosc încă din primul meu an de facultate, suntem colegi de atunci. Este un om pe care eu mă pot baza, de asta este și șeful unui departament al societății. Aprecierea colegilor nu este însă un lucru de la sine înțeles. Indiferent de educație sau de gradul de performanță la care ajungi, a fi rom este adesea văzut în societatea noastră ca un defect în sine. La un workshop au spus că eu nu am făcut absolut nimic. Și m-au făcut în toate felurile, cum se spune, țigan, joară și așa mai departe. Și aceea, până la urmă, au fost dați afară. Toată lumea a văzut că eu am muncit pentru workshop-ul ăla. Cu toate că a învățat foarte bine la școală, Andrei a fost nevoit să lupte cu prejudecățile referitoare la romi și cu discriminarea, în special la liceu și la facultate. Andrei Bosgan a intrat la medicină de la prima încercare, pe locurile de la buget rezervate candidaților romi. Am fost foarte sigur că voi intra din prima la medicină. Am senzația că este pe unul dintre locurile acestea speciale, dar vă spun sincer, niciodată nu am făcut vreo diferență și mai mult decât atât a fost o surpriză când mi-a spus că face parte din comunitatea romă. Sunt foarte deschis față de această comunitate și nu am avut nicio problemă. Am intrat pe locurile speciale pentru romi, dar nu m-am simțit diferit față de ceilalți colegi. Cu nimic.
Eu când am dat la această facultate nu am avut și alte opțiuni. A fost singura opțiune. Intrarea la facultate pe locurile pentru romi este un alt defect al lui Andrei în viziunea colegilor săi. Faptul că notele lui sunt adesea mai mari decât ale acestora nu pare să conteze prea mult. În ciuda problemelor, Andrei Bosgan nu se lasă doborât de stigmatul identității etnice. Se mândrește că este rom, pentru că așa l-au învățat părinții lui, și muncește pentru a le demonstra tuturor că este o valoare. Colegii mei absolut toți știu că sunt rom. Niciodată nu l-am învățat să ascundă faptul că e rom. Chiar trebuie să se mândrească că este rom. Și dacă am mai avut câte o neplăcere la facultate, tot timpul l-am calmat și eu și mama lui și am spus să meargă înainte cu capul sus, fiindcă tot om este. De altfel, familia a fost mereu cel mai important punct de sprijin pentru Andrei. Andrei Alberto este singurul nostru copil și noi l-am susținut în absolut toate demersurile, ajutor material, moral și a rămas în sarcina lui cartea. Tot în familie găsim și motivația pentru care tânărul rom a ales cariera de medic. Eu am ales profesia asta în urma decesului bunicii mele, din partea mamei. A murit în 2005 de cancer de col uterin. Copil pe atunci nu a avut puterea să-i schimbe destinul, însă va reuși să-i trateze pe alții, indiferent dacă sunt romi sau români. Deja foarte bun din punct de vedere profesional, va face bine cu siguranță o mulțime de pacienți. Timp în care va aștepta să se vindece și boli sociale, precum discriminarea, deocamdată destul de greu de tratat. El este Viorel Curt și face parte din comunitatea de romi spoitori din Slatina. Licențiat și absolvent de master la Facultatea de Arte și Design a Universității din Timișoara, este acum doctorand în anul 2 la aceeași facultate. Nu pot să spun că am ales eu arta. Cred că arta m-a ales pe mine, pentru că nu e o chestie care ți se impune sau poți să alegi. Știi, vreau să mă duc acolo să, nu știu, să muncesc, vreau să mă duc acolo să muncesc, nu. Povestea lui Viorel cu arta a început în gimnaziu. Timid și rezervat față de colegi, a devenit îndrăzneț pe hârtie, arătând că are multe de spus aici. Desenul l-a ajutat să înțeleagă drumul spre rezultat, așa cum spune el însuși, să-și construiască stima de sine și să-și dezvolte încrederea în forțele proprii. Aveam o profesoară de desen foarte în vârstă, doamna Lupașcu. Și am stat cu ea de vorbă și am spus că vreau să dau mai departe la arte. M-a invitat la dânsa acasă și mi-a dat o carte. Na, e foarte simplu. Și de acolo a pornit totul, sincer. Lescu talentus de comes de când desinu a scris ai țină. O lui Sarla Scaimande, că mei când a semu a scris ai, mai chiar o smedea. Lescu profesoara, se asenmeri, doamna Lupașcu. Dacă privim lucrurile mai atent, Viorel dezvoltă moștenirea meșteșugurilor tradiționale rome. Cu un bunic spoitor și un tată maestru în modelarea fierului forjat, Viorel Curt a devenit el însuși un spoitor pe hârtie și un maestru în modelarea formelor cu creionul. Nu vreau să zic că sunt genul de persoană care rupe tradiția. Nu, sunt tradițional în felul meu. Am depus așa mopapus, hemimani. Jala Sandogau, Hanusarnas, Cacais, Roia, mă rog, în baladasme. Timpul în care au trăit i-a așezat pe fiecare în contexte diferite. Îmi place foarte mult timpul și până la urmă timpul ne ia și își bate joc de noi. Timpul te manipulează în stilul lui. Dacă pentru bunic și tata a fost mai greu, vremurile au fost puțin mai generoase cu Viorel. Deși nu a fost ușor, a reușit să ajungă la Timișoara, la Facultatea de Arte. Părinții mei, sincer, m-au încurajat, dar până la o anumită treaptă. Deja când am început treapta superioară, nu și-au luat mâna
definitiv după mine, dar au privit asta cu anumite semne de întrebare. Și, nu știu, una dintre semnele de întrebare era acela că ce o să fac după. M-am gătit la chi facultate. Tăcate pe mine. Chi Timișoara. Bă, pe mine, se dur, noi avem francă, noi avem posibilitate. Urmă, urmă, pe domnul, dacă tu aș fi te sicur schidea de but, te ghirezi la stat, să-i șucar. Dacă si la cuplată, n-ai mai am posibilitatea. Intrat pe locurile la buget rezervate romilor, Viorel a fost, pe parcursul întregii facultăți, unul dintre cei mai buni studenți din grupa sa. Stereotipurile referitoare la romi nu l-au ocolit nici pe el. Colegii de facultate au început prin a nu-l crede că este rom și au sfârșit prin a fi tot mai curioși să afle lucruri despre cultura romilor. Nu doar profesia, ci și viața personală i-a fost afectată de rasism. A suferit mult când prietena l-a părăsit din cauza faptului că este rom. Trebuie să fii tu. Știi? Și nu contează, nu știu, ce fel de etichete îți pun alții. Contează să știi, să te cunoști cel mai bine pe tine. Tocmai cunoașterea etniei rome și dorința de a o reprezenta artistic au fost principalele preocupări ale lui în școală. Prin licență am vrut să redau o poveste și cum în limba romani poveste înseamnă paramița. Am vrut să redau, nu știu, povestea comunității mele, cum văd eu comunitatea prin ochii mei. A urmat lucrarea de masterat, Meșteșuguri Rome, și acum teza de doctorat cu titlul Studiul fenomenului vizual în cadrul etniei rome. Facultatea am făcut-o la buget. Masterul tot la buget. La facultate, în mod inițial, dacă ai facultatea și masterul la buget, doctoratul trebuie să intri la cu taxă. Asta e clar. Nu știu. Cred că le-a plăcut foarte mult cum am prezentat, le-a plăcut foarte mult și tema pe care le-am prezentat-o și mi-au oferit loc din partea universității. Viorel Curt este un tânăr care nu a uitat să se întoarcă acasă, la părinți sau la comunitatea în care s-a născut. Să rămâna, Dale. Ești băcta la mor. Să cheză. Cu beșa. Tu s-o chedă. Și m-am boc. Ți-am boc, alo? Hai că joată tu te has. Da, da. Mi-i pe ha. Să rămână. Să mai chedă. Să te chedă. Da, la zi te pucea tot și pe. Ja, nu, la... Acă n-am zis, m-am... Ți tu boc? Si m-am boc. M-am gau, te ha. Ha, moci. M-am folosit de artă în proiectele mele, mai ales că în prezent am un proiect pe finanțare PACT care să implementează la grădinița numărul 1 după Tudor la Dimirescu, chiar este în comunitate. Prin tot ceea ce face, cunoaște și se cunoaște, dând mai departe altora rezultatul. Pur și simplu mă exprim, nu știu, trăind anumite stări. Nu neapărat că mă inspiră că sunt de etnie romă. Mă inspiră și asta, pentru că am anumite trăiri, am anumite sentimente pe care alții nu le au și care nu pot să le exprim. Fiecare vede lumea exact cum o crede el, cum o percepe. Lumea mea e destul de colorată, cu toate că imaginea este desenată în cărbune. La fel ca în lucrările lui Viorel Curt, imaginea actuală a romilor este desenată în cărbune. Speră și își dorește să-i fie descoperite culorile sau așteaptă artiști mai fideli, care să o scoată din planul secund. Am focalizat pe gard. Greșeala unui începător, dar nu știu, mi-a părut undeva și bine, pentru că privirea personajului este în al doilea plan. Cu toate că ea e pusă în al doilea plan, este și centru, pentru că e cumva mascată, e cumva pitită de
gălăgia verticală a gardului. Este o actriță foarte talentată. A fost bursieră la New York și a făcut un master la Royal Academy of Dramatic Art din Londra. Se numește Alina Șerban și drumul acesta al ei, care a dus-o foarte departe, a plecat dintr-o familie romă din București. Când Alina avea 8 ani, părinții ei au pierdut casa în care locuiau. Atunci avea să înceapă o serie de încercări pentru ea, multe legate de povara de a face parte din rândul marginalizaților. Până la urmă să ajungem să apelăm, când am avut la vârsta de 11 ani, să apelăm la rudele taică-mii, spoitori. Și am ajuns de la... Eu știam că sunt de etnie romă și așa, să ajung fix într-o curte tradițională. Și a fost foarte interesant că eu i-am primit pe oamenii cu ochii de români, cum ar fi, din afară, ca apoi eu să trăiesc cu ei acolo și să înțeleg că e foarte greu să se ducă Ionuț la școală când e pus în ultima bancă, când nu are cu ce, nu are ce să mânce acasă și când trebuie să stea cu frații lui. All the children in the world should have enough food and the chance to go to school. Am I right? De la un punct încolo, mersul la școală a devenit o problemă și pentru Alina, nu doar pentru verișorii din curte. S-a trezit singură pe lume. Tatăl ei a murit, iar mama a ajuns la închisoare. Give me back. Give me back my legs. Give me back my arms. Give me back my heart. I want my mom back. Mama! M-am trezit la vârsta de 17 spre 18 că trebuie să fac ceva. Și când copiii la mine la liceu vorbeau despre la ce facultăți visează să dea, eu îmi dădeam seama că despre ce vorbim aici? Universitate? Ce e asta? Asta e un vis imposibil pentru mine. Însă Alina Șerban a reușit să transforme imposibilul în posibil și posibilul într-un succes. A absolvit un EATC-ul, după care a ajuns să facă un master la Londra, la una dintre cele mai prestigioase universități de artă dramatică din lume. I'm going to London to study! Eram acolo și tot timpul aveam impresia că trebuie să demonstrez că merit să fiu acolo. Și asta e o chestie pe care zic eu, e posibil să nu am dreptate, dar cred că mulți romi o simțim. Asta cu ajungem într-un loc și eu trebuie să dovedesc că pot. Eu trebuie să dovedesc că merit și eu să fiu acolo. Un an de școlarizare la Royal Academy of Dramatic Art costă aproximativ 10.000 de lire sterline. Cum a reușit Alina? Au existat mai multe fundații și persoane cu dare de mână care au crezut în visul ei. Visul avea să-i se îndeplinească, reușind să termine cu succes studiile și cu entuziasm. La ceremonia de absolvire, știi? A fost foarte, foarte amuzant că toți, într-un spirit englezesc, nimeni să nu aibă nimic pe față, ca la mormântare. Thank you, thank you, thank you. Și când îmi spun mie în sfârșit numele, eram pe tocuri și în fustă și încep să fac o ginga de la capoeira. M-am dus și am pupat-o pe profa mea foarte tare și îmi iau diploma și mă uit la tot la toată sala aia și plină de oameni și zic I made it! Era un lucru imposibil ce dobădisem eu. Să vii de la casă de chirpici până la scena aia acolo, la Royal Academy of Dramatic Art, unde toți și-au dorit să ajungă. Pentru mine era, da, să obții imposibilul. Ce anume a făcut ca imposibilul să devină posibil pentru Alina? Talentul? Faptul că e o luptătoare? Răspunsul ei este altul. Se spune de foarte multe ori, lasă-mă că, uite, ea e o excepție. Eu nu sunt o excepție, că nu am nimic special.
ba din contră. Singurul lucru care mă diferențiază pe mine și de verișoarele mele din curte nu e că eu sunt mai frumoasă, mai deșteaptă, mai talentată. Nu. Faptul că eu am avut o șansă. Alina Șerban nu i-a uitat pe romii care nu au avut șansa ei. Spălatul cu mult săpun pe față pentru a deveni mai alb sau a evita să te apropii de ceilalți din teama că vei fi respins din cauza culorii pielii sunt pentru cei mai mulți dintre romi povești nespuse. Nu și pentru Alina, care a transformat experiența ei de viață în piese de teatru care vorbesc despre dificultatea de a fi rom. Cea mai cunoscută dintre acestea este Declar pe propria răspundere, jucată la București și, în varianta engleză, la Londra. When I was little, I used to pray. God, I beg you with all my heart and soul, change me. Turn me into a Romanian. I don't want to be a gypsy all my life. Se pare că rugăciunea i-a fost ascultată. În 2012, Roma Alina Șerban a primit din partea ambasadei României titlul de studenta româncă a anului în Marea Britanie. Și totuși a rămas romă. Am ținut la școală să menționez din prima zi faptul că eu sunt de etnie romă. Și să le explic colegilor că Roma nu înseamnă un oraș din Italia. La panoul studenților, când am absolvit, pentru mine a fost important să menționeze că sunt romă din România. Pentru că de multe ori, dacă faci ceva bine, ești doar un simplu român. Și dacă faci ceva rău, desigur că se menționează etnia. Alina poate fi văzută nu doar pe scenă, ci și în filme. A jucat în serialul englezesc The Last Enemy, alături de foarte cunoscutul Benedict Cumberbatch, nominalizat anul acesta la Oscar pentru rolul din The Imitation Game. Însăși povestea de viață a Alinei Șerban ar putea fi transformată în scenariu de Hollywood. Actrița nu a ajuns încă în cetatea filmului, dar înainte de Londra a fost la New York cu o bursă. O întâmplare extrem de fericită, venită după numeroase încercări. Încercări și încercări. Și au meritat, pentru că... Știi de ce e imposibil? Cine mai poate să zică că fraza asta, care e adevărată, știi? Prima mea casă după centru de plasament a fost fix New York. Și așa e. Așa e. Așa e.